Sunt în concediu, nu știu cât de mult timp. Mi-am terminat contractul cu Craiova și mă împart timpul între, nu știu, familie, Dar tu sală. unde ai sediu central, ca să zic așa? Unde locuiești cu familia? Păi, asta a fost cea mai mare problemă în ultimii ani, că Așa. nu prea am avut niciun Așa, sediu central, exact. vorba ta. Da, mi-a fost greu să mă tot mut. Eu sunt din satul mare, București e a doua mea casă și aici intenționez Deci aici să te mă stabilești, stabilesc să spunem cel așa. mai probabil, da. Da. Bine, ai venit la București. De fapt, ai venit de mulți ani, că tu ai fost la Chiajna Da, inițial. da, da. Am Deci venit ești în cumva... 2008. Ai, uite, ai deja 12 ani de București. Bine, Da, ai stat și prin cu... Anglia. Exact. Da. Cu întrerupere. Cum te simți din punct de vedere fizic? Ai avut niște probleme cu genunchiul? Ți-au revenit? Cum ești acum? Mă simt foarte bine. De fapt, Ești da. recuperat total? Da, de fapt, anul ăsta am fost foarte Da. bine, doar că a fost contextul puțin Mă rog, te-ai și certat cu ciudat. Mangia, știm, nu mai intrăm Aia a în fost detalii. acum ceva timp, mă Da. refer strict anul 2020. A fost primul an, după mult timp, în care am reușit să fac două cantonamente. Am prins și perioada de iarnă cu Craiova, pe urmă a fost starea de urgență, s-a revenit la antrenamente și am mai făcut iar un cantonament. Deci anul ăsta am fost bine. Problema e că n-am reușit să joc niciun meci oficial. Dar mi-aduc aminte că tu ai spus acum câteva luni că ți-ai dori să continui și din vară la Craiova, că te gândești la prelungirea contractului pentru că te simți bine acolo. Prelungirea n-a mai venit, ok, pandemia. De ce n-ați continuat? N-a depins de mine. Deci eu mi-aș fi dorit să rămân, Da. n-am primit Ofertă de o ofertă prelungire, de da. prelungire și asta a fost. Crezi că nu te-ai ridicat la nivelul așteptărilor sau situația ta medicală a făcut ca oltenii să nu-ți propună prelungirea? Nu știu. În momentul în care ajungi la peste 30 de ani și, uite, nu m-am fost eu, n-am avut un an de zile fără niciun Da. meci și probabil unul dintre jucătorii cu salarii mari de la Craiova, Da. cred că și asta a contat. Acum, sigur că... Dar ce salariu ai avut? Că, fii atent, chiar aveam, uite, am aici pregătită întrebarea să elucidăm misterul. Am citit pe unele site-uri că aveai 24.000 de euro pe Nu lună la există așa Craiova, ceva. dar am citit și de 8.000 de euro. Care e adevărul până la urmă? Adevărul e că la Craiova nu țin minte să fi fost vreun jucător cu mai mult de 12.000 de euro pe lună. A, da? Deci salariul maxim e 12.000 Da. pe lună? Și eu n-am avut salariul ăsta, deci am avut mai puțin de atât. Uite Atât pot ce... să spun, n-ar fi frumos să spun salariu, dar n-a Deci ai avut fost sub un salariu 10.000. exagerat, Sub 10.000. pe acolo, da. Păi da, până la urmă ești un jucător de Premier League, jucător de echipa națională, adică CV-ul tău Da, cerea da, totuși un minimum de... da. Da, și negocierea cred că a fost, adică mi-au spus, uite, ta-ți dăm, am zis, în A, regulă. deci nu ți-ai negociat banii, pur și Da, simplu atât ai mi-au accept... oferit, atât am Da. acceptat, pentru că eu veneam atunci din Anglia, mă gândeam, joc astea 4 luni și mă întorc chiar în vest, așa era în mintea mea, am venit foarte focusat pe ideea asta, dar din păcate nu mi-a reușit. Bine, nu e timpul pierdut, că acum ești bine, ai 31 de ani. Dar te întreb altceva, sincer, dacă poți să-mi spui sincer. Da. Mai poți avea motivație? Tu ai câștigat trofee, ești campion al României, ai jucat în străinătate. Ok, n-ai jucat mult, dar ai prins ani de zile în Anglia. Ai prins echipa națională. Mai poți avea motivație, având în vedere prin ce accidentare ai trecut tu? Că eu stau și mă gândesc, domnule, am câteva milioane în cont, de ce să-mi risc genunchii din nou? Da, să știi că multă lume din jurul meu mă întreabă lucrul ăsta și am avut, să zic, oameni care m-au Da. întâlnit și mi-au zis, de ce te mai, de ce mai Chinui. încerci, de ce te mai chinui, uite, te-ai accidentat. Nu știu, mi-e destul de greu să explic. Asta am făcut aproape toată viața, de la 10 am Deci ai în apucat de continuare fotbal. pasiune pentru Da, fotbal, am nu mai presus pasiune de pentru bani. fotbal și mai ales că de prin 2015, când m-am accidentat prima oară, am jucat foarte puțin și am așa, în fiecare an, ziceam, mi-am spus, uite, anul ăsta chiar vreau să joc, sper să fie anul ăla în care să fie ok și să... Și din păcate nu n-a venit și tot am așteptat să vină perioada aia în care să... Mi-e dor, pur și simplu, mi-e dor de fotbal, atâta tot. Dar te întreb altceva. E adevărată ideea că fotbaliștii care nu joacă foarte mult, nu sunt foarte rodați, se păstrează pe o perioadă mai lungă de timp? Adică, de exemplu, un jucător la vârsta ta care n-a jucat atât de multe meciuri, că n-ai fost un jucător care să aibă în ultimele 5 sezoane 50 de meciuri pe sezon, Da. putem spune că ai corpul cumva mai odihnit și ai putea prelungi mai mult activitatea fotbalistică dacă nu mai intervin accidentări? Nu știu, nu știu. Ținând cont de problemele medicale pe care le-am avut, îți dai seama, astea reduc până la urmă cariera Da. oricărui sportiv. Nu știu de ce depinde. Depinde de, cred că depinde până la urmă, cel mai mult depinde puțin și de noroc și de, nu știu, de mentalitate, de cât de mult îți dorești să continui și să
Tu ai durere acum când joci, când te antrenezi, ai durere la genunchi? Nu, nu am nicio durere, mă simt foarte bine. Am fost mereu pe ideea că dacă fac ceva, să încerc să o fac cât mai bine, ca să n-am regrete pe urmă. Și a doua oară când m-am accidentat acum la genunchi vara trecută, am ales să merg la cel mai bun doctor din Europa. A fost o operație care a costat 20.000 de euro. Tocmai în ideea că n-am vrut să am niciun regret. Nu se pare chiar atât de mult, sincer să fiu, având în vedere perspectivele. Da, nu, e mult pentru că, uite, o operație exemplu, care în România costă 3.000 de euro, dau un exemplu, sau 1.000 de euro la... Da, am auzit de mulți jucători cu operații greșite care și-au încheiat practic cariera tocmai pentru că... Asta e clar, asta e clar. Da. Dar te-am văzut destul de pozitiv așa, mi-am aminte că imediat după operație ai făcut și o poză, erai zâmbitor, spuneai că te recuperezi. Da, bine, mi-a fost greu, Ți-a fost greu? Da, mi-a fost cumplit de greu în momentul ăla. A fost, e cel mai urât lucru să, nu știu, să fii spitalizat, să, când am plecat din Italia în aeroport, adică să merg în scaun cu rotile, adică a fost o chestie destul. Adică îți lasă cumva, cel puțin la nivel psihic, îți lasă niște urme. Nu că îți lasă urme, dar e foarte greu. Chiar dacă am mai trecut toate prin Înțeleg că și asta. Recuperarea este groaznică, adică 6-7 ore pe zi de... Da, e greu pentru că e foarte monotonă. Adică aceeași mișcări lente... fizică, dar monotonă, da. Și cu cât trec lunile, partea fizică devine mai grea, dar e tot monotonia aia. Da. Dar mi-a fost mai ușor a doua oară, că deja știam... Știai mersul. Da, știam ce urmează. Cu cine te pregătești acum? Ai vreun preparator? Sau cum te antrenezi tu până prinzi un contract nou? Păi sunt... S-au făcut abia două săptămâni de la ultimul meu antrenament cu Craiova, adică nu spun că e o perioadă foarte lungă în care n-am făcut nimic. Mă antrenez singur, adică merg la sală, mai alerg pe bandă. În momentul ăsta nu pot zic că e ceva, că am rămas în urmă. Sau Sigur că dacă n-aș putea să încep campionatul vineri, n-aș putea să joc un meci. Dar cred că într-o perioadă scurtă m-aș reveni la un nivel fizic bun, pentru că, tocmai pentru că am făcut aceste două perioade de pregătire anul ăsta. Ai vreo discuție în momentul de față cu vreo echipă? Da, am discuții, dar nu sunt pe placul meu. Adică nu se ridică la nivelul a ceea ce vrei tu să faci de acum încolo? Da. Ca obiective. Ideea e că m-am gândit după ce am trecut în ultima perioadă, în ultimii ani și m-am tot plimbat, mi-a fost destul de greu să mă mut la 6 luni cu familie, cu copil dintr-un oraș în altul și mi-am zis că voi încerca să rămân în București. Și atunci automat variantele se restrâng mult în ceea ce privește fotbalul.